Un proiect inedit este în desfășurare în aceste zile la școala gimnazială din Iehud, împreună cu școala gimnazială din Sân Martin, județul Bihor. Reprezentanții unității de învățământ din Iehud vor face un schimb de experiență. Copiii implicați în acest proiect vor avea mai multe activități și vor vizita principalele obiective turistice din Maramureșul istoric. Activitățile se vor încheia cu un concert de colinde susținut de Ștefan Hrușcă. Pentru luna decembrie, în parteneriat cu școala gimnazială din Iehud, au o acțiune în data de 11 decembrie, la care au invitat o școală parteneră din județul Bihor, în care au acțiuni dedicate centenarului Marii Uniri și pe lângă acțiunea cu centenarul va fi și un concert de colinde pe care la școală, pe care îl va susține Ștefan Hrușcă. Asta e în 11 decembrie, dar toate manifestările și acțiunea se desfășoară pe durata a 3 zile. Am înțeles, din 8 până în 11 decembrie. În perioada 8-11 decembrie, școala noastră, împreună cu Școala Gimnazială Floare de Lotus Sân Martin și în parteneriat cu Primăria Comunei Iehud, avem o acțiune în cadrul programului educativ în Maramureșul istoric Cinste României Centenare. În cadrul acestui program, sau mai bine spus proiect educativ, vom avea diferite acțiuni comune pe care le vom desfășura copiii de la școala noastră împreună cu copiii de la școala din Sân Martin. Copiii de la școala din Sân Martin au ajuns în Iehud sâmbătă 8 decembrie, iar duminică oaspeții însoțiți de gazde au vizitat Maramureșul. Deoarece pentru prima dată în județul nostru vreau să viziteze cât mai multe obiective turistice și aici am cuprins Bârsana, care cel mai aproape punct turistic, după aia Sighetul Marmației cu obiectivele care le găsesc acolo, urmează Săpânța și, mă rog, pe parcurs să completăm vizita lor. De luni vom avea o vizită în școală, respectiv cele două structuri, școala Țuidic și Plopșor, unde avem o grupă de grădiniță, și vor vizita obiective turistice de la noi din localitate. Biserica din Deal, construită la 1364, Biserica din Șes, construită în anul 1717, celelalte biserici, mănăstirea, muzeele, că avem două muzee particulare, un muzeu particular și un muzeu patronat de Muzeul Sighet, Muzeul Pleș și Muzeul Dunca. Urmând ca după aia copiii să aibă activitățile libere, să se cunoască, copiii, am uitat să fac o precizare, copiii vor fi cazați în familiile copiilor de la noi. Tocmai pentru a socializa mai bine, a cunoaște obiceiul familiilor de aici, de a vedea, mă rog, cum sunt organizate gospodăriile. Copiii și cadrele didactice din Iehud le vor întoarce vizita celor din Sân Martin în primăvara anului viitor. În ultima zi din acest proiect vor avea loc activități cultural-artistice. Același lucru se va întâmpla în primăvara viitoare, anului viitor, când vom vizita și noi Sân Martin. Vor fi și momente artistice în cadrul acestui proiect? Da. În data de 11 decembrie, la Căminul Cultural, începând cu ora 11, vom desfășura activități culturale legate de eveniment centenarul României. Și aici avem partea, să spun așa, patriotic, deci cântec, poezie, patriotic, copiii din clasele mici, respectiv clasa 1 și clasa 3, coordonați de învățătoarele Tingiș Măricuța și Dunca Ioana. După aia urmează, având în vedere că suntem în postul Crăciunului, un obicei specific Crăciunului și dansul popular, care nu putea să lipsească, deoarece asta ne caracterizează. De partea aceasta se ocupă domnul director adjunct Kindriș Vasile. Și din discuțiile pe care le-am avut cu coordonatorul de la Sân Martin, vor avea și ei o intervenție. Deci în momentul nostru artistic, ei vor să fie o surpriză, nu ne-au spus despre ce-i vorba.
Și vom încheia activitatea noastră culturală cu colindele și cântecele patriotice ale Ștefan Hrușcă, fiul satului.